Ah! Pregătiți? Hai, un search a trebuit să dau ca să înceapă distracția. Template-ul cu care ne-am obișnuit. 50 de milioane de început. Aplauze, vă rog! Mă, știu că e greu cu developing-ul ăsta în România, dar chiar așa, hai să ne uităm un pic la resursele lor. Il Alerts, Il Crafting, care probabil vin de la Illusion, resurse de pe internet redenumite, dar ia să ne uităm mai jos puțin. Cube ID Card, Cube Phone și mai jos VRP. Avem drăguț un amalgam de scripturi de pe toate framework-urile astea populare. Nice. Primul server de genul pe care îl văd. Și care e faza cu artefactele astea? Să dați control ce și control v la resurse de pe internet? Nu văd doar degetele, dar să abdatați. Astea e chin. Cred și eu la ce developer bun au. Hai să dăm connect. Bineînțeles, clasicul loading cu clasicul clip de pe internet și cu clasica muzică de la Anonim. Cred că o să repet asta la fiecare videoclip. Să nu mai spun și de loading-ul ăsta lung. O oh, vai, un meniu, ia să vedem! Mă costă pe mine 150.000 de dolari ca să mă spaunez la primărie. Bun asta! Același clothing jegos cu același bug cu întoarce-te la meniu. Incredibil, până și bugurile le copiați. Așa este când developerii vor într-adevăr să arate cât de buni sunt. Să nu mai vorbesc și de câte chestii se afișează în prostie. Hai să ne uităm și la performanța serverului, că presupun că stă foarte bine. 0,7 când nu am player lângă mine. Sărim în aer, băieți! Ia vedeți tichetele alea la cât sar. Revenind, hai la showroom să vedem ce e și pe acolo. a clasicul Gabs, în caz că vă era dor de el. A, bun, bun, showroom, îmi place. Nici nu zici că e făcut pe genunchi. Nu pot să cred că trebuie să caut. Aparent nu pot să caut nimic. Am apăsat escape, a dispărut cursorul și nici că mai pot să scap de meniul ăsta infect. Tot ce pot să zic e că dacă plătiți developerul ăla, v-ați luat mare țeapă. Hai să dăm reconnect, să nu încheiem clipul aici că e păcat. Avem material din belșug. Pot considera iluzia asta de server o mină de aur. A, ah, hai că m-a dat la hangar. Bun, bun, îmi place. Facem tichet. Așa. Să înțeleg că de aici îmi închiriez eu, scooter. A, ah, același meniu, culori schimbate, clasic. Bă, nici măcar scriptul ăsta nu merge. Noroc că am găsit niște player drăguți. A, ah, vai, dar ce speedometer original. Mi-au dat și bani oamenii ăștia. Compensează playerii pentru junghiul ăsta de server. Hai la showroom. Acum măcar afișează categoriile. Bineînțeles, 5 mili o dace de pe vremea lui Hai că luăm un BMW. Mamă ce stresante sunt anunțurile astea. Bă, dar și garajul ăsta e amprentă pe servere, mă jur. Bun, și sistemul de fuel. Eu am zero, dar merde n-am treabă. Dă o tură și pe la banking, bineînțeles cum mă așteptam, bancomate Hoca. Fai o mine cum arată și ăsta e crunt. Hai să mergem să băgăm benzină, poate facem și noi 100%. Ce vorbești? Și acolo unde vor să fie câți kilometri am mers, tot zero mi apare. Bineînțeles și clasicul poliția nu vede. Bine că mi apar că astea de promptor. O, oh, s-a pus pe meniul de emoții logo-ul de la server. Să nu aveți iluzia că este după emoți, Prea bun, prea bun. Hai să vedem cum stăm și cu handling-ul la mașinuțe. Ce vorbești, mă? Pe server ăsta conduc rachete, nu mașini. șofer referitor la tuning același să vedem și magazinele băi deci pe lângă faptul că este ultimul scriptul ăsta l-au și modificat să-l facă și mai prost cine a lucrat aici a reușit să facă lucrurile din prost în mai prost uitați-vă și voi ce scris și ce butoane asta este așa ca să avem iluzia că s-a modificat ceva nu contează că în rău dar e modificat da mă băieți asta a fost și cu serverul ăsta pe data viitoare papa. Pa.